Bună dimineața, dragii mei, bună dimineața, fric și în această dimineață, decât undeva pe la 10 grade cu minus temperatura, depinde pe cine asculți. Dacă te uiți după mașină e minus 10, te uiți după ăsta e minus 11 și dacă îi asculți pe specialiști e vreo minus 13. Cert e că e răcoare. Și am facem o medie, așa undeva pe la minus 10 grade, atât această temperatura de aici, din zona metropolitană, ca să extindem un picuț aria, pentru că, mă rog, avem și Suceava, avem și Potești, avem și Moara aici, avem, adică suntem de peste tot, ca să zic așa, burdujeni. Brăcoare va fi și pe parcursul zilei, se va mai încălzi, însă minus 6-7 grade maxima zilei de astăzi, temperatura diurnă, cea nocturnă undeva, urcă pe la 8-9 grade, cu minus, evident, ambele. De pe la 9 până pe la miezul nopții sunt șanse de precipitații, evident, șanse de ninsoare, va ninge probabil pe aici, pe acolo sau, mă rog, vor fi chiar ninsori, se pare abundente, cel puțin asta ne spun cei de la meteo. Șansele de precipitații sunt undeva între 40 și 70-80%, depinde de intervalul orar. Cert este că încă avem condiții de iarnă, așa că aveți foarte mare grijă cum circulați. Fie că sunteți decât pietoni sau decât conduceți autovehicule, mașini, autoturisme și ce știu eu ce, aveți grijă. Aveți grijă pentru că se circulă în condiții de iarnă. Bună dimineața, Mihai! Bună dimineața, Dorel! Am spus ceva rău până acum, am spus și de Moara, am spus de Ipotești, am spus de toate. Zi acolo. De zona metropolitană, așa, în toată. Dar nu se circulă rău, degeaba zici. Nu, am spus, nu se circulă, dar ai deținut grijă. Totuși sunt condiții de iarnă. Da, da, corect. Sunt condiții de iarnă, asta am spus. Da, să avem grijă că sunt condiții de iarnă. Și mă iau după statisticile pe care le-am văzut ieri, spre exemplu, că nici ieri nu se circula rău, în ziar și spunea de faptul că la spital, spre exemplu, au ajuns cu fracturi, cu luxații și așa mai subțire, departe, foarte mult. Subțire, Dorel, subțire, în alți ani eram campioni. Bun. Am cam subțirea noastră. Subțire de tot. Adică să facem ceva ca să ne ocupăm un pic în top. Un pic în top 5 acolo ca să fie treaba bună. Da, e aiurea, îți dai seama, da? Dar față de alți ani, pe bune acum. Nici n-a nins atât de mult. Hai să fim cinstiți. A dat mă un pic cu zăpadă, așa. Da. A dat cu zăpadă. E adevărat. Cum se dă cu asfalt prin Suceava de multe ori. Dar chiar nu... dacă s-a dat cu zăpadă așa un pic, ai dat, ai lopătat ca să ieși din curte, Mihai? Nu. Deloc? Nu surprinzător. Deci înseamnă să stai într-o zonă metropolitană, supra-extra-metropolitană, și nu la Ipotești? Am și zis. Doamne, dimineață, primele două zile de... Deci, ieri era la 7-9, când mai trebuia. Luni dimineață la 7 fără un sfert, a trecut cu plugușor pe la poartă. Da. Păi ne-am uitat și noi, opa, ce faceți mai aici? Păi am trecut cu plugul. De ce? Ca să dăm zăpadă. Foarte frumos. Felicitări. La 7 fără un sfert. Nu, eu vorbesc. Se spun că au venit după gunoi? N-are rost să-ți povestesc. Că încep să, nu, dacă încep să fac reclamă Comunii Moara și să vină lumea să se mute acolo. Se întâmplă și la Ipotești. Se întâmplă și la Ipotești? Și cu drumurile, și cu gunoiul, și de-alea. Vrei să spun că am avut și lumină? N-am probleme cu curentul? Și nici la mine. Wow! Mă uitam la săraci oameni de la Bosan sau de la cumpărătura. Oh, băiatul, câte 200 de familii pe acolo, mă gândeam, zic, feres, nu m-am mai gândit după aia la cei de la Gura Humoli. Când intra băiatul ăla în stâlpul de meditensiuni și l-a dărâmat. Vai, să rămâi 1500 de oameni. Un om dacă rămâne fără curent, îți dai seama că l-ai săracul nenorocit. Dar să fii într-o zonă de asta, chiar în mijlocul satului, cumva, în care să nu te gândești că n-ai cum să rămâi fără curent, să mai și... O centrală care să-ți meargă doar pe curent, că nu-ți învârte niciun motoraj nimica. Dar de acolo nu contează pe ce-ți merge centrala. Centralele de obicei, e o regulă. Toate centralele au pompă de recirculare. Pompă de merge decât cu, energie electrică. Energie. Cu are nevoie de curent. Dacă nu merge, nu învârte, nu pleacă. Și dacă nu pleacă, agentul termic face plumb. Mă înțelegi? Surpriză. Deci e treaba așa, că mergi cu lemne, că mergi cu peleți, că mergi cu gaz, metan, că orice ai merge, dacă vorbim de centrală, trebuie, ai o problemă. Trebuie curent, neapărat trebuie curent. Nemai punând asta în cazul centralelor, așa trebuie sobă. Mă ieșeam duminică, știi, stăteam evident în spatele geamului și mă uitam cum viscolește afară. Și mă și gândeam, băi, tată. Cu nervele lipite așa de geam. Da. Dacă ferească Sfântul acum face curentul... Stop joc. S-a terminat. S-a terminat. Da. Sună pe băieți și spune, știți? Nu avem curent. La 100 de km pe oră, un viscol de să-ți vină să plângi. Acum înțelegi munca oamenii ăștia? Da. Da, într-adevăr. Trebuie că și câștigă. Hai ca să ne înțelegem. Nu știu băieții care lucrează pe intervenții cât câștigă. Dar eu nu are niște profituri de doare inima. Numai așa când se transmite, așa, te iau un pic cu rece pe șira spinării. Dar băieții ăștia chiar au muncă groaznică. Exact, știi cum e, cum rămâneam, mă uitam la imagine pe televiziunile alea care transmit de la București, cum îi place colegului nostru Cocoș să spună, cum
salvările. Cum stăteau prin nămești, dădeau la lopată bieții oamenii de pe salvări, da, asistenții pe salvări, ca să poată să treacă cu mașina mai departe și în salvare bietul om care se uita, nu știa nici el. Să plângă de durerea care era a lui că nu chemase salvarea degeaba sau să uite să vadă cam în ce condiții lucrează cei care au venit să-l salveze. Deci e cumplit. Și era și varianta cealaltă, știi că am văzut tot în București undeva venise șoferul să facă curățenii la, în casa scării. A, mai fost o fază, da? Ca să poată să ia bolnavul, cu... știi? Să-l ducă, da, la spital, pentru că ceilalți făceau lobby, făceau de la etaj, țin la geam. Hai, băiatul! Se poate! Bagă mare! Hai că se poate! Hai că ești aproape! Hai că acum învingem! Hai că... Dar nici la lopată... Ieri, prin Suceava, pe trotuare, fii atent aici, pe trotuare, pe stadul Alexandru cel Bun, eu am văzut pe la ora... Cred că pe la ora 2, pe la ora 14, pe partea dreaptă, doi băieți. I-am prins eu în fața unei case, ei dădeau la lopată. Dar ce faceți, mă, băieți? Bă, te zipezi în total. Zic, da, boierul ăsta care stă la viloaca asta de cișlea. Deci, erau din aia, știi? Na, cis. Și a făcut omul, știi cât s-a făcut omul, dacă îți vine cred în fața casei lui? Bă, și o viloacă de aia de prost gust lângă cimitirul. M-a făcut o cărăbășă. Atâta numai cât să... Cât a prins lopata, așa e îngustă. Să vină băieții să deie, că na, na, na. Și mi-am adus aminte de... Am un prieten la München. Am trecut o iarnă pe acolo. Într-o iarnă, am pus și Oani Cocoș la știri. Stăteam foarte relaxat acolo și am parcat mașina și dau să o parchez în fața scării. Ia uite, loc de parcare. Nu, 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 nu aici. Cum nu aici, băi, aici. Ascultă-mi, deci, Mihai. Urc pe scări, băi, aici. Ce dracu, băi. Nu, 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 mergem în parcare amenajată pentru blocul nostru. Ce faci, mă? Cum mai mă duci tu pe mine în parcare amenajată pentru bloc? Da, da, mergem în spate, este o parcare acolo, am locul tău la mașină, că mașina mea a mutat-o în altă parte, că știi că e decât cu un loc de ai apartament, o mașină, nu... Cât sunteți aici? 7. Puneți 9 mașini, poate este mașina de duminică și mașina de weekend și mașina de timpul săptămâni. Nu. Păi și mă duc, zic, bă, dar ce cu voi? Bă, nu, că se anunță ninsoare și trebuie să ies dimineața la 7 fără un se... Zic, bă, tu ești sănătos, ce cu tine? Asta în mintea mea, că zic, bă, ăsta nu, vorbește la catering. La 7 fără un sfert, era jos cu lopata cu nevastă, s-a dădeau pe o porțiune și mi-a arătat, vezi semnul ăsta de aici până aici? E meu. E meu. Tu trebuie să fac aici, în porțiunea asta. Zic, n-aș, bă, n-aș, poți să faci la 10. Nu, nu, Mihaițe, nu-ți vine a crede. Nu ni faci nimic. Ce se întâmplă acolo? Păi ți-o înțeles foarte clar ideea. Păi, băi, ăsta e locul tău de făcut curat. Ai două variante. Faci mâna ta, adică pui mâna și faci curat, ceea ce este un lucru înălțător. Felicitări, nu te costă nimic decât o lopată și un pic de timp, sau plătești o firmă. La firmă care să-ți fac curat, pui tu mâna pe lopată, e instantaneu, adică nu stai să faci pentru aia 30 de metri pătrați cât ai tu de curățat în fața blocului. Trebuie să pui în asemenea fel, scoți în stradă ca să vină mașina primăriei să le ia. Dacă, Doamne ferește, nu ți-ai făcut curat, la 75 minute, zic că încă așa ceva, nu mai vezi niciodată. Dole, 10 minute dacă ai întârziat, da, cu curățenia, este un inspector de la primărie care vine. N-a durat, filmează, fotografiază, n-a durat 3 secunde și apar 20 de băieți pregătiți. Îți face curat, la, știi cum? Că ajungi cu curățenia și la fundația trotuarului, pe bune. Băi, lingi mag de pe trotuarul ăla, se vede când vin băieții specializați. Și trimite? Și o factură. Când vii acasă, bă, mamă, ce-am făcut? Băi, nu știu ce-am făcut, mămică, anul ăsta nu mai mergem în concediu. Mi s-a făcut curat în fața blocului, pe locul rezervat nou. Dom'le, așa se întâmplă într-un oraș civilizat, München. Nu, dar la noi, băieții, să mă iertite, telespectatori. Bă, dimineață? Da. Hai, eu mi-am zis, of, curată și ea în față, nu ești niciun prost de pe casa scării, nu. Bine, hai, da. Hai, mai dă o cafeluță, hai, pune o cafeluță acolo. Ăștia suntem, Doreați. Indiferent că ne place sau nu ne place. Civică, știi, că ne place, nu există. Nu există. Hai pe casa scării, din 12 vecini, 10, hai să zicem că... Bă, și pleacă la serviciu dimineața. Și știi cum pleacă, ai văzut? Neaghiță, dă mai departe, mai aproape, nu aproape, depărtează camera, că e nasoală, treaba să povestesc. Măi, am văzut cum fac, fii atent. De așa, ies de pe casa scării, știi, și merg așa, știi? Pac. Mă, încă așa ceva n-am văzut, mă. Și mă uitam, zic, bă, nu se poate. Balet. Dar noi pe la o parte, știi, că așa și... Că stăteam aici la bloc pe Mihai Viteazu. Mă uitam, bă, nu se poate. Și așa, până ziua. Și știi ce e simpatic? Că îți și mulțumeau când te vedeau la lopată dimineața. Bună dimineața. Și cumva, hai, dă-te alea cam niște treabă și tu continui după aia. Da, numai da, un pic da, să da, trec da, eu. Da, da. Păi te uitai, nu o să poată așa. Păi ăștia suntem. Se poate. Dorel, ăștia suntem. Să nu ai pretenția că ne vom schimba foarte repede. N-am. Odată am gândit, odată asta se întâmpla până 89, am gândit că se va schimba totul în general, așa, inclusiv noi. Nu, n-avem cum. Noi nu ne vom schimba. Te ia și deranjul personal, știi, în momentul în care ai ieșit din casă, știi, zici, bă, ies că e normal să ies, dă un aviz zăpadă pe toată lumea. Zici, bă, dar
Chiar eu papagalul emisiune aici, așa, în blocul ăsta, în scara asta? Altul nu mai există? Te uiți așa în oglindă, zici, bă, dar eu? Chiar ești eu cel mai prost? Chiar numai să... eu dau cu lopata, nu, numai eu curăț, nu? Numai eu mături, numai eu fac din astea. Vecinii sunt și obișnuiesc, ajungi la un moment dat să suni. Domnul Chira, dar... N-ați ieșit în dimineața asta. Păi ce faceți? Păi mă iertați, doamnă, am prins un pic... Aveam o gheară în stomac, așa, mi-a fost foame și îmi pare, dar la cât? Mâine ies. De pe la cât ieșiți dumneavoastră la serviciu? Ca să... Păi nu, suntem, îți spun, cu organizarea, da, suntem, da, la pământ și cu simțul civic, exclu zero, ies pe negativ. Din păcate așa e, din păcate, într-adevăr așa e și nu se va schimba nimic. Adică șansele de schimbare sunt zero, zero, știi zero. Știi ce se vede asta, Dorel? Discutasem și cu doamna Mona Cocoș. Povestea este în dublu sens. Noi nu facem nimica, nici nu facem ceva, primăria nu face că nu are. Noi nu ne plătim impozitele și taxele până pe 10 ianuarie, că lasă că au nesimțiți aia de unde, cam așa pe principiul ăsta. Ei zic că lasă că și așa nu s-au plătit impozitele și taxele, știi? Și cercul e într-o, adică noi încerc o spirală de aia vicioasă, care nu te scoate la nimic pozitiv în fața asta. Și atunci ce faci? De ce? Și te întrebi, de ce? Are rost, lasă așa. Știi, cu, în povestea asta e adevărat, bun, și cercul ăsta vicios legat de bani, de primărie, de plătit, de taxe, dar pe de o parte. Pe de cealaltă parte, însă, când vorbim de spații comune, de spațiile alea unde ar trebui, da, să iei... Condominiul se numește. Condominiul ăla, bă, acolo, hai să o lăsăm primăria, ar trebui o chestie civică așa, ieșim, ne facem curat în fața blocului, că aici stăm, ne place să arate frumos, să fie curat, să fie elegant, să beneficiem de condiții, să nu se strângă gheața aia pe trepte. Când intrăm în bloc, să ne ferească Dumnezeu, ne, știi, rup piciorul, luxație și așa mai departe, doar pentru că și eu, la rândul meu, n-am făcut ceea ce ar fi trebuit să fac. Știi? Să e ceva de genul, eu nu. Cine? Mătale. Adică nu știu care. Că primărie, că oricine altcineva, vecinul care dădea, sau oricine e vinovat, numai el nu. Știi? Să știi că, din păcate, asta nu se simte. În special în orașe și în orașe, în aglomerațiile urbane, da? La asta mă refer. Că e oraș, că e municipiu, ca să nu jignesc, Doamne ferește, vreo entitate urbană. În aglomerațiile urbane, de regulă, lucrul ăsta natural ar trebui să funcționeze. Corect. Pentru că nu ai cum altfel să supraviețuiești la modul ăsta. Sunt momente de genul ăsta în care închipuiți o firmă de salubritate. Care ar fi de dezăpezit? Păi n-apucă să iasă la toți la ora 5 dimineață să fie scările date și că vorba ta cu gheață pe jos, coleacă de nisip și... Adică trebuie să existe la fiecare scară de bloc, într-o formulă, un stăpân, o formulă de stăpân, de stăpân. Cu ghilimele de goare, un șef care știe, bă, mâine ninge, că la cum se anunță acum, că mâine o să aibă zăpada 10 cm, nu o să aibă 10, are 12 sau 9, dar în jur de 10. Adică chiar știi cu ce se întâmplă, poți să te organizezi, poți să te manifesti în sensul ăsta, poți să suni la doi vecini, bă, băieți, ce facem mâine dimineață, cine vine astăzi, lunea asta e ăla, adică poate exista o zonă de responsabilitate asumată de către ori de președintele asociației, ori de către șeful de scară sau șeful de bloc. Dar la noi nu, la noi acolo tu vezi, de-aia și arată blocurile cum arată în Suceava. De-aia a făcut și primarul Lungu atâtea apeluri repetate în conferințe de presă. Oameni buni, hai un pic să facem un proiect, să reabilităm, că sunt bani. Știi cum au venit banii la sfârșitul anului trecut undeva? Ce să fac? Nu erau bani, pe ce să-i mai cheltuiești? Că nu erau proiectele făcute. Corect. Oamenii nu vor să-și facă să arate bine. Mie nu-mi trebuie, păi nu vezi că mai sunt tot felul de, când vorbim de reabilitare termică, sunt apartamente care n-au accesat, să spunem, la cele proiecte și ceva de genul așa. Deci a rămas deoparte, știi? Blocul frumușel, aranjat, cât de gând și mai departe și cu o gaură, știi? Pentru bun, acum, povestile astea cu gaura respectivă, să știi că nu e, e o treabă, e o treabă și nu e o treabă, pentru că nu corect. Până la un punct tu ai dreptate, până la alt punct să știi că n-ai dreptate. Îți spun cazul meu personal. Au venit și au hotărât ei că fac o firmă, că cum vor ei, la ce calitate la vor ei. Da. Și atunci a zis, și bă, băieți, faceți cum vreți. Voi, eu nu achiesez la povestea asta. Și ca mine au mai fost câțiva pe Casa Scării. Și a zis, lasă că nu știu ce. Adică, cum să zic, era evidentă lipsa de... și implicarea... Și, interesul material acolo. Da, stai un pic, da, că nu e o poveste așa. De-aia lucrurile sunt foarte complicate la capitolul ăsta și să știi că ține de ceea ce am ajuns noi la mental colectiv într-un condomeniu de genul ăsta. Și se va întâmpla în continuare mult timp de aici înainte, pentru că acolo, cine se mută pe o scară de bloc, nu se mută într-un furnicar, cum de regulă ar trebui să se mute, da? El se gândește că el s-a mutat acolo și el e un fel de... Nimeni nu trebuie să-l deranjeze. Prietene, ai cel puțin doi vecini. Ai cel puțin doi vecini. Ăla deasupra și ăla dintr-un perete. Când mă gândesc că ești într-un colț de la parter, cel puțin doi vecini. Dacă ești la etajul 1, ai sigur ai trei vecini. Ăla deasupra, ăla de desubt și unul dintr-un perete. Dacă ești undeva pe mijloc, sigur ai patru vecini care
trebuie respectați într-un fel sau altul. Ai grijă cu apa, ai cățeava de apă când duce, nu duce numai pe la tine și la tine se oprește. Băi, o stop jocă de aici, nu, canalizarea, numai la tine canalizare, de la unul mă interesează, eu sunt la patru băieți, mâna în grindă, vreau să dau niște murături, vreau să golesc butoiul de murături. Adică genul ăsta de viață într-o aglomerație urbană încă nu a fost înțeles, nu a fost înțeles corect și, crede-mă, nu va fi înțeles corect multă vreme. Pentru că, uite-te și tu un pic, la blocuri, o parte din vecini au boxe, corect? Da. Nu, toți vecinii au boxe, numai câțiva au boxe. Aceia au boxe. Bine, cum s-a făcut? Da, în fine. Ce au aceia în boxe? Că nu țină boxe degeaba. Murături, au cartofi, au un fel de depozit de alimente. Corect? Cauciucuri, nu uite. N-are rost, deci e o chestie din aia extraordinară. Lemn. Ce se întâmplă, de fapt, boxele alea pentru ce? Nu sunt boxe propriu-zise, pe acolo trebuie să treacă infrastructura blocului de canalizare, apă și toate celelalte. Nu, ei au făcut boxe, lasă că se poate face aici, mai depunem noi ceva, se întâmplă ceva, scoate totul afară, o întreagă poveste, depozitele alea de mâncare. Ce se vor întâmpla cu ele? Se vor urca la etajul 1, 2, 3, 4 și vor fi coborâte pe canalizare, că doar n-ai să pui la... Pui, tragi în WC-ul, dă-i drum acolo, trage apa, dă la nabie. Zic că nu... Că merge. N-am dreptul. Merge liniștit, merge, relaxat. Merge. Și te trezești la o bucată că e înfundat. Cu ce? Toată casa scării în putea? Deci, vecinul de la 2 așa gulit butoiul cu murături, care n-au stat cum trebuie, că lângă țeava de apă caldă e cam complicat să ții murături, dar lasă-i bine așa. Ăștia suntem, Dorel, la urmă. Da, din păcate, da, într-adevăr. Să vezi ce frumos e să locuiești la un bloc de 12 etaje. Ăla e giugiuca. Ăla e perfect. Dacă ești la ultimul sau la penultimul, nu-ți urcă apa. Și dacă ești mai jos, ai o problemă, că toată lumea îți creează o problemă, știi? Toată lumea, toată lumea trece pe la tine pe la ușă. Da, da. Toată lumea trece. Deci, când stăteam la bloc, aveam o poveste, Iana. Și de fiecare dată mă enervam cu nevastă mea și am și ieșit pe casa să-și le-am spus vecinilor. Acum trec mai rar pe la apartament acolo. Păi era iarnă. Se deschidea ușa de la intrare, știi? Pac, auzeam. Tropăitul ăla deja la casa. Știi cum se face așa? Da, da, da. Pac, bă, bun, na. N-ai cum să nu-l auzi, câte ești la etajul 1. Păi și urcau, până la etajul 1, se curățau. Ajungeau în dreptul etajului și făceau așa, știi? Bă, până la etajul ăla care stătea la 3, omul bun, la el la etaj era curat un scat frumos. La noi, numai o baltă, o mizerie. La o bucată am ieșit, bă, nu te supăra. Încearcă jos acolo la intrare, că aș vrea să nu mi-aduci toată apa la mine în casă, că m-am săturat. La mine în fața ușii, da? În fiecare zi era numai un glod, o mizerie. De ce? Și ieșea soția și tot ștergea. Deci ești din nervi și ștergi, nu când vezi corect, acolo. Corect. Bă, ștergi. Mă, ce faci? Tropăia, îi deschideam ușa, dar el tropăia. Bună ziua. Și el încotro. Ce faci? Păi mă ștergeam. Dar nu vrei să te ștergi la tine în fața apartamentului tău de zăpadă? Că aici este al nostru. Nu e doar al tău, prietene. Ăștia sunt în Dorel. N-ai cum. N-ai cum să schimbi oamenii. Eu sunt absolut de acord cu tine. Da, într-adevăr. Din păcate. Să stai la etajul 1 și să fie bloc de 4 etaje, toți curăță picioare la tine la... Aia, și am ca așa cu glu... privilegiu de a fi la etajul 1. Da, excepțional, bă, excepțional, mă. Excepțional. Știi cum mi-am dezobișnuit? Sincer? Știi cum mi-am dezobișnuit? Ieșeam, mă duceam afară, îmi puneam zăpadă special și urcam pe la etajul 4. Și în fața ușii lui, trupăiam. Și ea, imediat, că s-aude, n-ai cum, nu dai seama la ușa ta. Da, ce? Păi ce faci? Păi mă, nu ștergeam de zăpadă. Am înțeles. Că nu e în fața ușii tale. E și în fața ușii mele, în fața ușii tale. Corect. Doar așa am dezobișnuit. Nu înțelegeau. Cum? Măi, stai să mă înțelegi, că până la etajul 4 ușa mea e și a ta. La etajul 4, ca să înțelegi, nu e numai a ta, e și a mea. Păi după ce m-am șters așa de zăpadă la etajul 4 și am coborât frumos pe etajul 1 curat așa frumos, să-i vezi că au început să înțeleagă. Ia să vezi tu cum se duce în casă glot, să văd mizeria de la tine la ușă. Să vezi, vrei să duc găleata de gunoi prin fața ușii tale, să fiu mârleț și să am timp să vorbesc la telefon și să-l grohăiesc. Măi, stai un pic, suntem totuși niște vecini aici pe casa scării, da? Hei, și vreau să spun că urcam până sus și vorbeam la telefon în fața ușului. Da, 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 stai, da. Și ieși, că n-ai cum să nu ieși, că dai seama, acolo sus era zona aia aerisită, curată, elegantă. Ce? Nu, vorbesc la telefon. Și se întrebau, dar imediat e șocul ăla, dar ce, e la mine la ușă? Bă, trezește-te. Nu, e la noi la ușă. E la noi la ușă. Cum mă respecti tu pe mine la 1? La parter, așa te respect și eu la etajul 4. Succes și o zi bună. S-au schimbat lucrurile un pic, dar tot așa, știi? Bă, dar să mai iasă chiriați de acolo 4-2, la etajul 1, coboră de la 4, de la 3. Nu, 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 ia hai, da. Hai frumos. Și așa făceam și eu, știi cum? Ca o vrăbiuță, săream, hop, țop, țop și la revedere. Păi, dar ce faceți, mă, băieți? Care are de ieșit din casa scării la ora 7, care are serviciu de la 8, ăla e fraierul care trebuie să dezăpezească. N-are încotro, trebuie să pleci. Noi boierii de la ora 9, nu?
La revedere, zi bună. Sau care nu pleacă deloc, care, mă rog, mai stau acasă, știi? Ăștia sunt, Dorel. Da, din păcate ăștia suntem. Da, hai că o tot dăm cu condomeniu, să face publicitate îndată. Da, sunt câteva lucruri pe care ar trebui să le discutăm. Nu ne-am întâlnit decât de săptămâna trecută. Avem guvern, avem măsuri, avem pierderi, avem dale, adică pierderi, adică s-au furat bani sau s-au pierdut bani sau nu sunt banii sau într-o ultimă instanță, depinde de la caz la caz, e problema moștenirii, greaua moștenirii. E ceva de genul ăsta, deja a început să se discute și se discută aprig. Am făcut o comisie, pentru că în asta suntem specialiști, o comisie parlamentară care va stabili dacă unde este banii, pentru că lipsesc niște bani. Și de aici o întreagă poveste, pentru că au intrat specialiști, că sunt cei din comunicare, că sunt cei din zona economică, că sunt specialiștii specialiștilor, toată lumea își dă cu părerea și spune ce anume se întâmplă. Au început măsurile, a început guvernul să-și facă treaba și să încerce, s-a încercat, sau mă rog, chiar a reușit într-un lume să dea câteva acte normative cu povestea asta, cu salariile, pentru că asta au fost promisiuni legate de pensii și salarii. Multe dintre ele puse în practică de la 1 februarie, sunt și de la 1 ianuarie. Cum crezi că e povestea asta cu banii, cu venitul, cu... Nu știu, Dorel. Sincer, n-aș vrea să-mi asum o opinie personală ca și cum aș ști ceva mai mult. Nu știu. Din ce văd eu, știi, cum ai pictat-o până acum tablou, lucrurile cam așa par pentru cei care se dau un pic 2-3 pași în spate și lasă, știi, ca să vadă tabloul de ansamblu. Că dacă intri în meci, altfel e în teren, altfel în tribună. Și de regulă din tribună se vede un pic altfel meciul în teren. Ei, da, o să le fie foarte greu PSD-știlor. Au deschis cutia Pandorei la promisiuni. Ia ăla, de ce mai? Că să ia toți chestii de unde... Acum trebuie să acoperim cumva acest să ia și ăștia. Cum acoperim acești bani? Este de unde? Inițial am crezut. Am și discutat cu prietenii mei economiști până la un punct care nu macroeconomiști, că e foarte complicat să intri în ecuație. Corect. Și au zis, băi, de unde pe ceva oamenii ăștia s-au bazat. Dar mai există o poveste, au zis că ar trebui să luăm în calcul de fiecare dată faptul că dacă pleci de la o premisă greșită, toată construcția va fi greșită. Și, în general, în macroeconomie, așa se greșește. Macroeconomia nu ține numai de o manetă. E un acord fin pe care trebuie să-l faci la sute de manete, ca să mă exprim așa plastic. Adică nu trag aici maneta asta și începe să curgă. Că este un sac mare și hai să mai dăm drumul la sac. Nu. Trag de maneta asta în sus, de asta obligatoriu trebuie să trag în jos. E ca și la noi în familie. Am 1000 de lei salariu. Dintr-o 1000 de lei trebuie să plătesc 100 de lei utilitățile, 200 de lei la școală la copiluți, 1, 2 sau 3 cât am, 200 de lei pe mâncare, 200 de lei pe nu mai știu ce și când trag linia, ne-ar trebui 1200 de lei salariu. Ce și faci? Atunci încep să tai de undeva. Și tai de undeva. Sau te apuci și mai faci rost de niște bani. Dar intră alte cheltuieli. Bă, fac rost de niște bani, dar ce înseamnă? Că mai muncesc cumva. Iar aici lucrurile nu s-au schimbat la capitolul muncă. Aici mie mi-e foarte neclar ce vrea să facă PSD-ul. Și nu că mi-e neclar, sunt extrem de îngrijorat și nu glumesc. De ce în continuare munca pentru PSD este una dintre cele mai scumpe, unul dintre cele mai scumpe produse din România? Încearcă ei să o armonizeze, dacă ai sesizat, că scădem CAS-ul, că de la 35 la 39, da, felicitări, mi-l-ai scăzut la 35, de la 39 la 35, da, mi-ai mărit baza de impozitoare. Felicitări, eu trebuie să plătesc mai mult, nu? Care? Pentru un angajat. Care? Vor ajunge la un moment dat, nu știu cu cine s-au sătuit, nu știu ce gândire au avut, că e foarte posibil să existe un trend în spate și o gândire care să spună, bă, mergem, de regulă lucrurile se întâmplă pe termen mediu în felul următor, păcălim, ispitim lumea în sensul că mărim salarii pentru o formulă de, pentru că la un moment dat sigur se vor armoniza cu vestul. Nu putem. Acum vrem, nu vrem, suntem parte din Uniunea Europeană. Corect, e corect. Un litru de benzină în Austria, la Viena, costă mai puțin decât costă la Suceava. Asta ți-o garantez. Știu. La Luxemburg e un pic mai ieftin. În Luxemburg poți cumpăra țigările la 1 euro pachetul, la noi îl cumperi la 2 euro jumate. Atâta e momentul de față, da? Sau chiar 3 euro. Litru de motorină este undeva în jur de 1 euro.
Atât da. Până într-un euro. Până într-un euro. Am spus în jur dintr-un euro, să fiu generos, depinde de unde îl cumperi. Până într-un euro. Undeva până într-un euro, în Austria cred că e 1,2, la noi la 5 și nu știu cât e el așa. Acum l-au făcut 5 și 10, că au fost băieți fini. Dar stai liniștit că se rezolvă și cu asta cresc salariile și este dânde. Ei, nu, lucrurile astea trebuie armonizate într-o anumită măsură. Și cum le armonizez? Aici e singura poveste, singura mișcare. Domnule, în România pensia este atâta, salariul este atâta. De ce? Și trebuie să te gândești de ce. Pentru că nu e foarte interesată nici Germania, nici Austria, nici Portugalia, nici Spania, nici Franța, nici Italia. Nu sunt extrem de interesate ca națiuni economice, ca entități economice, ca România să meargă foarte bine. Pentru că începe să concureze. Nu să-ți convine specialiștii tăi din Italia să plece în România, să stea să câștige mai bine. E logic pentru ei să-și dorească așa ceva. Ce și-ar dori ei, în schimb? Și-ar dori o piață interesantă. Și România încă este o piață destul de interesantă, undeva spre 19 milioane de locuitori, care zilnic trebuie să pape ceva, care trebuie să mănânce și să consume mai mult decât au nevoie și să mai arunce și la gunoi, după cum știi foarte bine că se întâmplă. Ei, și aceste lucruri trebuie să le plătească. Dacă le plătește, să aibă de unde. Și atunci, ușurel, înțelegi, ăsta e acordul fiind pe care îl face Uniunea Europeană. Lasă o portiță ca să mai crește și noi. Ce face guvernul PSD? Crește salariul minim pe economie. Creșterea salariului minim pe economie, de fapt, creșterea unei baze de impozitare. Pentru muncă. Pentru muncă. Da. Atât. Nu că ți-ar da ție ceva sau posibilitatea să ceva. Mi-a plăcut, în schimb, de domnul Dragnea, în momentul ăla când a zis că organele de control ale statului nu vor mai fi hăitașii economiei, ANAF-ul nu va mai fi hiena economiei, la modul ca să, când ai intrat în magazinul tău, să, gata, până aici mănânc pe toți, scoate banul, să vedem ce ai, sigur ai găsit ceva. Nu, vor fi cică, asta așa se prevede o perioadă de mare prietenie între ANAF și, cum se cheamă, și agentul economic, va fi așa o chestie întâi de consultare, de prevenire, de ghidare a agentului economic către zona de respectare a legii, de explicat, adică la modul și într-un fel, cred că ar fi mai mult decât necesar și binevenită această măsură. Pentru că de multe ori mergeai la ANAF și am găsit o grămadă de prieteni care ziceau, bă, ne-am dus și a zis că am greșit. Zic, dar cum ar trebui să facem? Da, ce bă, eu sunt firmă de consultanță? A, iertați, zeitatea dumneavoastră. Da, măreția, your grace, cum se spune, nu? Da, superbitatea dumneavoastră, poate sunteți aici plătiți din banii altuia, nu din banii mei. Ei, eu nu știu de ce PSD-ul în continuare consideră munca un lux în România și nu înțeleg de ce PSD-ul în continuare favorizează... Bine, înțeleg de ce o face, pentru că are nevoie de voturi și vrea să fie în continuare un partid populist. Dar de ce PSD-ul în continuare nu înțelege să facă ordine în materia pomenilor de genul oferite, de genul ajutoare sociale? Dacă a reușit să facă treaba asta, atunci aș înțelege de ce fac ei toată schema. Dar face pentru că de acolo, îți dai seama, acolo e baza lor de impozitare. De unde e banii? Dorel, de unde e banii pe care îi dai cu atâta largheță oamenilor? Din investiții. Care investiții? 8% sunt investiția noastră. Ei, 8% fac foarte mult. Fac pe naiba, Dorel. Cât sunt ei? Acel 8%, cât este prevăzut? Acel 8% se transformă într-un 2%. Mai există fondul de ăla de al guvern la dispoziția guvernului. De unde, Dorel, că fondul ăla nu este un sac fără fund și se alimentează cu apa căzută foarte din cer și din când în când mai dă pe din afară și hai să-l mai tăiem, să-l mai cosim o dată. Dacă ar fi să îi întreb pe băieții ăștia de unde o să ia bani și ce o să facă, ai văzut că singura poveste pe care mi-o spun și pe care noi ar trebui să o credem, noi toți, indiferent dacă ne pricepem sau nu, povestea se numește simplu bani europeni, accesare de fonduri europene. Dar povestea se numește mult mai simplu acum, publicitate.